pentru că l-am astăzi pe Cesur Durac alături de mine, vreau să-l las să vorbească foarte mult, așa că Cesur, tu o să vorbești și eu o să-ți pregătesc un fel de shaorma vegetariană. Nu știu dacă ați mai mâncat, dar încercați să faceți cu mine. Rețeta e foarte simplă. Să-mi spui dacă e corect ce am. Lipie. Okay. Ok, hai, da, ok. Avocado. Super tare. Super. Foarte sănătos, bun. Full vitamin C și verdele. Verde, tot, nu? Tot și mai am aici, uite, asta ok pentru noi. Morcov. Morcov bun. Fasole. Și ok. Asta fasole. Foarte favorit la așa noi în Turcia, la fel, normal. Așa, și știi ce mai am? Niște flori de decor. E bine. Super. Super. Deci eu o să-ți pregătesc shaorma asta vegetariană, în timp ce tu să ne spui ce ai mai făcut în ultima perioadă, pentru că știu că faci foarte multe proiecte frumoase în România, pe lângă asta că ne-ai adus detox-ul în minte. Și acum, să aplicăm. Acum? Exact. Acum, perioada asta, eu am fost foarte ocupat la fel. Eu vreau tu ajută cât am chance tu toată lumii, tu schimbat puțin viața la oamenii. Și când a venit înapoi, multe persoane înscrie la mine, ofer din social media meu, multe persoane au făcut ce eu explicat și schimbat viața și acum mai sănătos. Cum se știa asta? Înseamnă nu e direct majoritatul tratament ceva, asta este prevenție. Prevenție. Prevenție, da. Prevenție pentru că nu fii bolnav. Asta e important. Și afară de asta are conexii și multe persoane, of course, după bi bolnav, da, trebuie tu caută cel mai bun hospital și doctor. Dacă, și exact, dacă nu reușim să fim sănătoși, exact, atunci exact, trebuie să găsim cea mai bună variantă să ne tratăm. Care și tu ai găsit? Care eu nu urau normal, tu nicio persoană, tu caută la hospital doctor pentru că nu fi bolnav, dar asta este viața la noi. Și cum am fost? Acum 4-5 zile înainte, din Turcia a venit un delegație oficial și privat din acolo, aproape o lună înainte sunat la mine, spus la mine din Turcia, ce sur tu stau în Turcia, tu vorbesc despre sănătate, tu domeni în asta și te rog frumos, vi are multe delegație, vreau tu vii la România și vreau tu întâlnire din România, din association sau dacă au public persoane, tu schimbat experiența la noi, tu explicat la noi, din România la Turcia, din Turcia la România, am spus foarte bine asta, eu place tu bi intra Turcia cu eu turc. Aha, și România, și România. Eu am fost jumătate român, aproape 20 de ani cu român. Și am spus cum să nu. Cum să nu, vreau tu, să fac asta. Exact, to be între Turcia și România. Și după am arrangat o, mulțumesc mult la domnul General State din Ministrul Sănătate, Andrei Bagiu. Uh-huh. Și eu vorbesc și sunt sigur că ok. Și vizitam acolo la Trakia, se spune Trakia, la zona care e foarte aproape la România. După o zonă Bulgaria, între după Bulgaria, da. Exact când intra zona acolo, Trakia. Uh-huh. Și a venit din zona acolo de delegație. De unde au venit? Și a venit domnul Ali Genghis Kalkan, care Tekirda Provincial Health Director of oraș și a venit din Tekirda City Hospital, asta de State Hospital, nu e privat, dar foarte mare și are multă tehnologie. A venit la Head Doctor of the City Hospital Tekirda la noi. Uh-huh. Și a venit multă hospital despre ochi, despre oncologie, despre estetic și mult a venit pentru că facem din între România și Turcia. Și cel mai bun pentru zona asta, acolo, dacă cineva are problema și vrei tu mergi pentru tratament, din Istanbul, aproape o oră, nu intră la trafic la Istanbul, vizavile partea la aici, la Tekirda, maxim o oră. Aha. Sau, dacă vrei tu mergi cu mașina, după Bulgaria, tu intră la Turcia, aproape jumătate de oră. Foarte aproape. Foarte aproape la România la noi și asta am fost foarte bun. Probabil săptămâna viitoare eu plec acolo tot aștept pentru mine. Tu vreau tu vizitat cu ochii mei la fel tot și trimit informații mai mult la România, la toată lumea care următoare la mine așteaptă informații. Este foarte important să conștientizăm că dacă nu avem grijă la alimentele pe care le consumăm, la felul în care bem apă sau nu bem, facem mișcare sau nu facem, sănătatea va avea de suferit. Iar Cesur vine să ne dea o variantă atunci când sănătatea noastră nu este cea mai bună, că există aproape de România. Aproape de România, în Turcia, multe bun hospital de și stat și privat și acum amândoi are variantă, stat la fel, exact la
alta cetezeni, înainte azi nu e posibil și asta înseamnă mai bine tehnologie, mai bine. Asta eu făcut după am înțeles, am fost foarte fericit pentru multe persoane care scrie la mine. Și cum tu explicat, are așa două variante viața la noi. Așa. Primul, un viață sănătos. Da. Dacă vrei, tu nu mergi la hospital sau doctor la tratament, da, și faci un viață, schimbat viața, faci un viață sănătos. Și ce înseamnă un viață sănătos? Nu e dar tu mâncam bun, sănătos și facem diet. Trebuie trei. Și mintea. Exact. Dacă nu are minte sănătos sau suflet sănătos, dar tu mâncat sănătos, tot nu degeaba. Ajută. Trebuie amândrei tu bii sănătos. Asta înseamnă tu are un sănătos viață. Foarte bine. Tot ce ai spus are legătură cu ceea ce facem noi aici în emisiune. Învățăm să mâncăm sănătos, dar să mâncăm într-o stare de bine. Să-mi spui dacă îți place cum arată. Cum arată? Arată foarte frumos și după, da, filmare eu vreau tu gusta la fel. Abia aștept, dar am până foarte foame. Da? Bem sănătos. Uite, am aici pentru tine un suc de aronia. Dăm noroc pentru proiectul noroc, tău. Noroc, sănătate. Cel mai noroc, sănătate. Noroc și sănătate. Să fie sănătate și noroc cu proiectul ăsta pe care tu îl faci pentru noi toți. Știi foarte multe și abia aștept să ne mai povestești. Astăzi cu un subiect foarte interesant la noi în emisiune. Și aveți din Edirne, de Universitatea de Edirne, și asta care a venit acum 4 zile înainte de Universitatea Techirda, are la fel hospital, care, cum se știa, și acum acceptă multe pacienți pentru tratament. Asta foarte bun informații pentru noi. Exact. Informații pentru dumneavoastră. De fiecare dată îmi doresc să vin cu informații utile pe care da să le și aplicați. Cesur, invitatul meu, vă îndeamnă să aveți grijă cum vă alimentați, ce faceți ca stilul vostru de viață să fie sănătos, dar are în minte și suflet la trebuie, tu mâncăm sănătos, tu avem gândim bun, pozitiv, pozitiv și minte relaxat și suflet. Și sufletul bun. Exact. Proiectul ăsta al vostru când va începe? Sau deja? Acum multe persoane știe, acum 2-3 zile, an aproape, după multe persoane scrie la mine, domnul Cesur, am familia mea, prietene mea, bombă, are eu ceva. Nu vă spune, are ceva importante. Și vreau tu știi care doctor, care ospital bun și după am gândit și am pun altă campanie pentru că auto în Turcia tot hospital, care ospital bun pentru ce domeniu. Asta foarte important. Așa nu este, pot, să meargă nu omul... Nu e un hospital, tu are de toate. Fiecare domeniu de cel mai bun. Nu, fiecare hospital are alte domenii și cel mai bun doctor și tehnologie și am căutat tot și când acum pe oamenii întrebare la mine din România și am recomandat, pentru tine asta hospital, asta doctor foarte bun, asta foarte important. Nu e o muncă ușoară ceea ce faci tu, e o muncă grea. Știu, pentru asta am fost puțin obosit, dar când asta despre sănătate la oamenii, tu... Sufletul tău e bine, că ai zis de suflet mai devreme, nu? Asta e cel mai important, pentru că când am terminat mult comentarea la mine, mulțumesc, domnul Cesur, pentru că rețeta ta asta a ajutat la mine, acum nu am problemă. Asta fac tu uita tot ce problemă stresare. Atunci când dăruiești și primești un mulțumesc, știi că ceea ce tu ai dăruit a ajuns acolo unde trebuie, fie la suflet, fie un lucru de care avea cineva nevoie. Important este să fiți darnici, pentru că atunci când dăruiești, se spune că primești. Așa face Cesur, dăruiește din suflet în România. În Turcia faci la fel? Mai mergi în Turcia? Hai să spunem așa, aproape jumătate de an eu stau în România, altă jumătate în Turcia, pentru că tot afacere sau ce eu fac între România și Turcia. Eu nu muncesc în altă țară, eu nu place așa mult, tu faci așa. Și cum se știa că aveam de detox clinic care este hotel, da? În Bodrum și multe persoane acum 10 ani. Tu știa, da? Pentru că e în față exact la în plajă și foarte bun și acolo când mergi tu faci mintea detox, ta e relaxată, sufletul e relaxat din acolo și alimentația bună. Și curățenie tot interior. Așa. Afară de asta are bonusul de metabolism, tu pierzi kilograme, 4-5 depinde câte zile. Dacă vrei, la tine nu e problemă de kilograme, că tu ești pentru că eu fac detox programul meu, ce eu mâncat foarte atenție și afară de asta eu merg mult la Bodrum, la clinică la noi la detox și stau acolo pentru asta, mulțumesc Dumnezeu.
Okay. Așa să faceți, să știți că dacă faceți în fiecare zi tot felul de lucruri pentru sănătatea voastră, de la mișcare, alimentație, gândire pozitivă, sufletul să vă fie împăcat, sunt sigură, și detox din când în când, sunt sigură că veți avea parte de sănătate. Cesur, îți mulțumesc tare mult, acolo am un cadou pentru tine, produse cosmetice. Mulțumesc. Poți să te uiți, mulțumesc dacă vrei. Mulțumesc foarte mult, oh, ce frumos! Sunt sigură că știți, doamnelor și domnilor, că pielea este cel mai mare organ și că are nevoie de o îngrijire specială. Și da, trebuie să facem asta. Să știi că sunt produse cosmetice profesionale. Te uiți, atent! Da, normal, normal! Uite! Frumos! Da? Mulțumesc mult! Cu mare drag, eu îți mulțumesc tare mult, vă mulțumesc și vouă că ați fost astăzi alături de noi, de mine și de Cesur Durac. Să fie cu bucurie tot ceea ce faceți în viața asta, pentru că dacă e cu bucurie, sunt sigură că sănătatea e la pachet. Mulțumesc tare mult, Cesur! Cu mare drag, Fiorentina! La revedere! Ne vedem! La revedere! Eu am fost foarte fericit pentru că a venit la programul la Fiorentina Opriș, pentru că când toată lumea vorbește despre sănătate, care ajută la oamenii, asta cel mai important e în viața mea. Mulțumesc la Fiorentina pentru că faci așa programul, tu ajută la fel oamenii, tu să fii sănătos.